Salutare și bine ai venit sau revenit pe canal! În primul rând, vreau să-ți amintesc pe scurt că am lansat website-ul oficial al acestui canal. Este un website simplu de prezentare a călătorilor făcute până acum și evident cele care vor urma. Așa că intră pe hayabusatravels.ro și citește despre călătorile noastre. Acum că am lămurit-o pe asta, să revenim la subiectul de astăzi și anume țintele motociclismului. Obiective finale, ca să zic așa. Decizia de a intra în lumea moto nu poate să nu aibă un motiv. Fie că vrei să ajungi mai repede la birou sau ai o pasiune care nu mai poate fi amânată, motivele achiziționării unei motociclete pot fi unele practice, subiective sau pur și simplu din greșeală. Pornești la drum cu o listă de motive care, vezi tu, se pot schimba în viitor. Pentru că dacă acum vrei o alternativă pentru mersul la servici, în timp poate descoperi și nevoia de a te plimba și la drumuri mult mai lungi. Indiferent de aceste nevoi și motive, motociclismul are o serie de ținte. Motociclismul poate elimina stresul cotidian, poate să te convingă să-ți lărgești zona de confort. Pentru mulți, motociclismul poate însemna chiar descoperirea unui nou mod de viață. Obiectivele motociclismului, pe lângă că diferă de la persoană la persoană, pot fi diferite și în funcție de clasa moto. Dacă ai un enduro, poate visezi să parcurgi un anumit traseu. Sau dacă ai o sportivă, poate îți dorești să te dai pe un circuit anume. Dacă ești la fel de dus cu bidonul ca mine, poate îți dorești să te duci cu Hayabusa prin India doar ca să te dai pe cele mai înalte drumuri accesibile din lume, la vreo 5.000 de metri altitudine așa. Crede-mă, acum aș pleca spre India, dar îmi lipsește timp. Însă va urma. La un moment dat, și tura de 31 de zile prin Grecia a fost un vis de început și acum iată că deja au trecut 3 ani de când am făcut-o. Nu renunțăm la vise, în cel mai rău caz le amânăm. Dar nu renunți niciodată. Oricare obiectiv ai avea, este important să începi cu cele mici și accesibile pentru tine. Trebuie să știi să le prioritizezi și apoi să le duci la capăt începând cu cele mai importante. Pentru că dacă ți-e teamă să mergi pe autostradă, degeaba îți pui obiectiv principal o călătorie prin Europa. Principalele obiective ar trebui să fie controlul motocicletei și obținerea experienței. Tot ce trebuie să știi și cum trebuie să te comporți pentru a ajunge la destinație întreg. Întotdeauna am spus că, în ceea ce privește motociclismul, obiectivul principal este longevitate. Adică să merg pe moto cât îmi permite sănătate. Și mi-aș dori ca toți motocicliștii să înțeleagă acest aspect. Tinerețea ta nu valorează doi bani dacă ți-o irosești murind degeaba cu motocicleta la o vârstă fragedă. Sau dacă ajungi într-un scaun cu rotile. Trebuie să înțelegi că anumite lucruri în viață vin cu un cost prea mare și pur și simplu nu merită. Un simț de conservare slab dezvoltat sau poate inhibat de ani de experiență, influența anturajului asupra ta sau pur și simplu o accentuată atitudine de supraestimare a instinctelor și uite cum pericolul suprem al motociclismului devine o chestie de timp, nu de dacă. Dar am mai vorbit de toate astea, de atitudine și subestimare. Mulți observ că nu sunt în stare să se vizualizeze peste 10-15 ani. Poate cred că întotdeauna vor fi și vor gândi precum o fac acum. Trecerea timpului însă te schimbă, viața te maturizează și evoluezi fie că vrei sau nu. Sună a clișeu, dar trebuie să învățăm să nu mai gândim doar la 5 minute distanță. Nimeni nu pleacă de acasă cu gândul că va fi implicat într-un accident, dar asta nu înseamnă că ție nu se poate întâmpla. Sau mie. Vezi tu, aici intervine acea gândire pe termen lung despre care vorbeam. Și nu vreau să par paranoic, ci doar realist, pentru că o atitudine greșită combinată cu obiective nedefinite corect este tot ce trebuie pentru un viitor incert în motociclismul stradal. Obiectivul principal al fiecărei ieșiri cu motocicleta este evident să ajungi întreg la destinație. Începe cu asta, chiar dacă ți se pare prea evident pentru a fi luat în seamă serios. Ai putea spune că e așa de banal, încât toți motocicliștii au acest obiectiv 100% înainte de a se urca pe moto și de a porni la drum. Și atunci, ce se întâmplă pe drum atât de decisiv încât ajungem să uităm și de acest banal obiectiv primar?